Oralul tu nu-l mai dai pentru că l-avem recunoscut, da? Vii aici la probe scrise și bifăm ce dai tu, limbă și literatură română, da? Bifăm doar română. Așa, trecem pe pagină și avem aici. Solicit recunoașterea la examenul din 2013, august-septembrie, că tu atunci ai dat ultima dată. Sute de absolvenți de liceu speră din tot sufletul în a doua șansă la examenul de bacalaureat. Resemnați și dornici să recupereze într-o singură lună ce au pierdut din vedere în ultimii 4 ani, tinerii își doresc să salveze ce se mai poate pe ultima sută de metri. La ce susțin, doamnă? La toate 3 materiile. Sper să fie bine, acum în toamnă. Te pregătești? Da, m-am pregătit bine. Celor care au picat pe capete examenul li se alătură și candidații care au luat bacul, dar cu note care nu le-au asigurat promovarea cu media 6. Cei mai mulți susțin examenul la o singură probă. M-am înscris la matematică. Doar la matematică și pregătire nu o să fac aici, că eu sunt de la Stihaia și o să fac acolo pregătire. Nu are rost să vin aici doar pentru pregătire. Ce să fac acolo la matematică? Mai e un pic de învățat. La celelalte ce note ai luat? La română am luat 9 și la biologie 5. Susții doar la matematică? Da, doar la matematică. După 3 zile în care au avut timp să se gândească dacă revin în sălile de examen, cei deciși să reia serios învățarea se pot înscrie de luni și până vineri la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. În școli se vor desfășura ore de pregătire pentru ca tinerii să mai recupereze câte ceva. Avem o listă pe care elevii se înscriu în momentul în care depun cererile de înscriere, își lasă datele de contact și de miercuri vom demara miercuri aceasta, vom demara sesiunea de pregătire la română, matematică și biologie. Profesorii deja și-au stabilit un grafic al pregătirilor până în 25 august, acoperind astfel toată perioada aceasta de vară cu pregătiri. La sfârșitul lunii august încep probele scrise ale sesiunii de toamnă a bacalaureatului, acolo unde în vară au fost cei mai mulți picați.